Dacă parfumurile acestea despre care vreau să vorbesc astăzi ar fi avut gură, sunt sigură că de câteva zile ele m-ar fi strigat de pe bibliotecă. Pentru că, așa cum ați văzut și din titlu, astăzi facem cele mai faine 5 parfumuri din colecția noastră. Hai să zicem așa, pentru că sunt parfumuri unisex, sunt parfumuri care se regăsesc în colecția lui Cristian, dar pe care el, pentru că este foarte drăguț, o share-uiește cu mine. A făcut, din punctul meu de vedere, niște achiziții senzaționale în ultimele zile și mi s-a părut că este musai să aduc în fața voastră niște parfumuri și casele de parfumuri aferente lor, pentru că mi se pare o informație interesantă și pentru că sunt sigură că această informație va fi de ajutor cuiva. Am 3 parfumuri astăzi și aș vrea să începem cu ele în ordinea preferinței, adică o să începem cu locul 3, unde am situat noutatea care mie mi se pare cea mai cu minte, cea mai suavă, dacă pot să mă refer așa la un parfum citric. Și înainte să pornim acest clip, aș fi foarte fericită dacă mi-ați dea un subscribe, promit să mai fac clipuri cu parfumuri pe acest canal, pentru că se pare că vouă vă plac și mie îmi face plăcere să vorbesc despre ele și mă gândesc că încă o părere nu strică, mai cu seamă dacă vorbim nu neapărat de note și nu neapărat de ce scrie pe internet despre parfumuri, ci de părerea mea și de modul în care eu mă raportez la el. Așadar, like, subscribe, share, comentariu, orice vreți voi și hai să vedem cine este pe locul 3. Introduc acest parfum spunând faptul că el provine dintr-o casă de parfumuri care a apărut pe piață în 2008 și care este cumva o colaborare între un tată și o fică. Și da, dacă ați intuit sau dacă ați citit deja informația, este vorba despre Pierre Montal și dacă vă arăt sticla asta, nu aveți cum să nu o știți și nu aveți cum să nu o recunoașteți. Avem aici un vetiver Saint-Juel și doar pentru faptul că am zis că în numele lui apare vetiver, voi, dacă mă urmăriți deja, trebuie să vă dați seama că e un parfum care mie îmi place. Știți că îl ador pe vetiver pamplemousse de la Zara și că mi se pare parfumul perfect pentru perioada caldă și, sincer, singurul meu regret când vine vorba de parfumuri fresh, când vine vorba de parfumuri citrice sau ușor florale, de ce nu, este de faptul că nu sunt mai persistente decât sunt ele în realitate și mi-ar plăcea să îmi reziste măcar 5, 6, 7 ore astfel încât să le consider demne de a fi folosit. Nu că nu le consider demne de a fi folosite, doar că mi se pare ușor mai greu faptul că trebuie să îl reaplic o dată de 2 ori în timpul zilei. Cu toate astea, nu e un criteriu pentru care eu nu aș cumpăra un parfum. Cu toate astea, mă aștept de la început ca un parfum care este fresh, un parfum care este citric, să nu persiste atât de mult și în momentul în care decid o achiziție, știu clar că el va rezista 2, 3, 4, 5 ore maxim, maxim pe pielea mea. Ok, hai să lăsăm casa de parfumuri și să discutăm în mod particular despre acest vetiver Saint-Juel, pentru că e un parfum pe care eu îl găsesc citric, pe care îl găsesc cumva verde și sticluța aceasta îi face cinste din punctul ăsta de vedere și trebuie să știți despre el că a apărut în anul 2020, iar Fragrantica spune că are o persistență moderată spre bună. E în partea cumva superioară a lui moderat, unii chiar sunt așa un pic îndrăzneți și spun că persistă bine pe piele, iar ca note, o să vi le citesc pentru că nu vreau să le rețin și nici nu am de ce să fac treaba asta, așa că o să vi le citesc pentru că mi le-am notat aici pe agenda mea, ca note ar avea acest parfum lime, lămâie, portocală, bergamotă, orhidee, mentă, vetiver, mosc, ambră. Și astea sunt câteva dintre notele care se regăsesc în parfum. Ce îmi place mie la parfumurile Mancera e că vin în sticla aceasta mare de 100 sau 120 de mililitri, nu cred că scrie pe aici, 100 sau 120 de mililitri are sticla aceasta, au capacul acesta magnetic și credeți-mă că aici e un magnet destul de fain, destul de bun, astfel încât să nu riști ca acest capac
în bagaj, de exemplu, să se deschidă așa ușor și eventual să pierzi din parfum. Chiar e un capac magnetic foarte, foarte bun, iar parfumul în sine e un parfum pe care eu îl consider udi, pe care îl consider ușor citric, dar pe care îl consider mai degrabă curat. Mi se pare că are și ceva dulce în el și o să-l mai pulverizez odată aici. Deși se deschide mai mult citric și simt un pic de mentă, mi se pare că pe măsură ce îi dai un pic de timp, îi dai un pic de răgaz să respire, se transformă și iese la iveală ceva dulceag. De asta l-am și poziționat pe locul 3, pentru că mi se pare că e mai degrabă un parfum cu mințel. E un parfum pe care îl văd atât pe un bărbat cât și pe o femeie. E un parfum unisex, asta clar, dar poate fi purtat cu siguranță și de un bărbat și este perfect pentru vremea asta. Nu l-aș vedea neapărat purtat până în luna mai sau nu l-aș vedea neapărat purtat în primăvară, însă iunie, iulie, august, poate chiar și septembrie, e perfecțiunea întruchipată parfumul ăsta. Pentru cei care vor un parfum fresh, care vor un parfum citric, cei care cărora le place să miroasă a lămâie, a lime, a orice citric și care nu vor să deranjeze sau ca parfumul lor să se facă simțit până la a patra persoană care se află lângă ei. Pe măsură ce îi dau timp și îl las pe piele, mi se pare că rămâne cumva o combinație între citric și ceva dulce și asta mă face să îl ador. Vi-l recomand din suflet, dacă aveți unde să-l mirosiți, mirosiți-l, dacă nu aveți unde să-l mirosiți, e un parfum pe care puteți să-l luați blind buy cu condiția ca voi să fiți fani ai parfumurilor citrice, să fiți fani ai parfumurilor care sunt mai degrabă mai aproape de noi, pentru că mie mi se pare că nu e un parfum care proiectează câțiva metri în jur, dar mi se pare că e un parfum care atrage atenția la modul îmi place că miroși a curat, îmi place că miroși a ceva fresh, îmi place că parcă ai ieșit acum dintr-o zonă super răcoroasă. Asta îmi inspiră mie parfumul ăsta. Să știți că în curând o să vorbească și Cristian despre el și sunt foarte curioasă de părerea lui. Noi discutăm despre parfumuri, dar nu la modul ție cum ți se pare. Eu îi spun doar că, uite, mi se pare că acum simt menta sau mi se pare că sau mi se pare că, dar nu dezbatem subiectul intens și îmi place că fiecare dintre noi are o părere, își face o părere proprie legat de ceea ce se întâmplă prin sticlele astea de parfum și oricum, dacă mă urmăriți sau dacă ați mai văzut măcar un clip în care am vorbit despre parfumuri, îmi mențin aceeași idee, parfumul e o experiență personală, parfumul poate să miroase diferit în funcție de pH-ul pielii noastre, ca atare, evident că putem să simțim lucruri diferite în momentul în care îl pulverizăm. Divin! Îmi place! Îmi place foarte mult parfumul acesta și așteptăm părerea lui Cristian despre el, nu? Acum, înainte să trecem la următoarele parfumuri, vreau să vă spun că, începând de astăzi, 15, data la care apare și acest clip al meu și până mâine pe 16 la finalul zilei am furat de la Cristian un cod de discount care este valabil doar pe Best Value. Best Value sunt cei care se regăsesc și în aeroport. Știți probabil dacă ați plecat cel puțin o dată de pe aeroportul Otopeni în vacanță și cu siguranță v-ați făcut și cumpărături de acolo pentru că ei au mereu oferte foarte faine. Codul lui ne va aduce 20% discount și să știți că îl pun eu aici în căsuța cu descriere precum și cu linkul celor de la Best Value. Mi s-a părut important să vin să vă zic și vouă de treaba asta pentru că nu toată lumea îl urmărește și pe Cristian și poate vreți să profitați de acest discount și poate vreți să faceți niște achiziții și până la urmă de ce să nu le faceți cu 20% reducere. De asemenea, pentru toate parfumurile veți avea linkuri în descriere astfel încât să mergeți repede acolo și să vă uitați pe notele lor sau de ce nu să le achiziționați dacă ceea ce v-am zis eu aici v-a atras atenția. Nu ucideți mesagerul pentru că e experiența mea cu ele și cu siguranță că vor exista și oameni care vor simți ușor alte lucruri raportându-se la parfumurile acestea. Trecem la parfumul pe care eu l-am pus pe locul 2 și este o noutate atât pentru mine cât și pentru el, pentru că este un parfum super, super recent intrat în colecția noastră, hai să-i zicem noastră, pentru că atunci când vine vorba de parfumuri unisex, mie îmi place să cred că sunt ale noastre, nu ale lui, așa că pe locul 2 îl pun pe acest
Hermès, adică Le Jardin de Monsieur Li. Scuzați în franceza, mi-a plăcut în clasa a doua și cam atât. Și înainte să pornim la a discuta despre parfum, aș vrea să vă povestesc un pic despre casa de parfumuri Hermès. Ce mi se pare mie foarte interesant este faptul că, spre deosebire de casa Mancera, care a apărut în anul 2008, casa de parfumuri Hermès este pe piață din 1837. Vă imaginați ce istorie au? Și a fost fondată ca o casă de bunuri de lux franceză, iar inspirația pentru numele acestui brand a fost dată chiar de zeul grec Hermes, care era zeul comerțului. Și believe it or not, la început, și cred că asta se regăsește și în logo-ul lor cumva, da, aici este o trăsură cu un cal, sper că vedeți și voi aici, se regăsește treaba asta și în logo-ul lor, ei au început cu a confecționa articole destinate călăriei și s-au extins în timp, confecționând tot felul de bunuri de lux, până au început să creeze și parfumuri. În anul 1851 apare primul parfum sub acest brand, Hermès, se numea L'Eau d'Hermès și cred că, dacă am citit eu bine, chiar și în momentul de față, parfumul acesta este considerat așa cumva un etalon și este considerat, dacă nu cel mai bun, unul dintre cele mai bune parfumuri ale brandului. S-au extins până când au creat tot felul de categorii olfactive în care au introdus aceste parfumuri și mă îndrept acum către acest Le Jardin de Monsieur Li. Sper din suflet că i-am zis bine numele, pentru că mi se limbă plimbă în gură când vine vorba de a vorbi franceză. Și avem aici o sticluță care este mai mult decât simpatică. Uitați-vă doar cât este de faină și cred că găsiți o asemănare între sticlele acestea, respectiv fiind parfumuri fresh, citrice, fiind parfumuri cumva suave și delicate și care îți inspiră așa ceva foarte proaspăt, se regăsește culoarea aceasta galben în sticluțele lor. Doamne, sper că m-am exprimat bine, pentru că am senzația că am ocolit pe la Craiova. Mi se pare simplă și delicată această sticlă a parfumului care este unisex, evident adresându-se ambelor sexe și probabil nevrând să deranjeze pe niciunul dintre ele, au decis să facă această sticlă pe care eu o consider minimalistă. Nu mă deranjează faptul că e așa ușor în degrade și în continuare cred despre ea că face cinste cumva licorii care se află înăuntru. Ce pot să vă zic este că acest parfum a fost lansat în anul 2015, iar colecția, așa cum pun ei aici pe cutie, este La Collection Hermès de Parfum Jardin. Asta înseamnă că toate parfumurile lor au o legătură cu plantele, au o legătură cu partea asta citrică, probabil că au o legătură florală între ele și nu numai. O să vedem dacă o să mai avem vreodată un alt parfum din colecția aceasta, dar vreau să zic că ăsta este parfumul pe care 100% l-aș fi păstrat pe locul 2 în orice top cu parfumuri citrice, pentru că îmi place foarte mult cum se simte pe pielea mea. Și singurul lucru pe care pot să-l spun legat de el, deși are o concentrație de, stați că citisem pe aici pe undeva ieri, nu mai știu pe unde, are o concentrație de 79% alcool, asta înseamnă 21% parfum sau esență parfumată sau cum se cheamă ea, mi se pare că atunci când îl pulverizezi, trebuie să îi dai minim, dar minim un minut pe piele, să treacă alcoolul acela. Și după ce trece alcoolul acela, devine o explozie de grădină. V-am zis că a apărut în 2015, cred că da. O să vă citesc notele. Dacă rețin eu bine, are 4 note sau ceva de genul acesta. Vi le citesc și apoi vă spun și cum mi se pare mie. Așa, zic ei că, cei de pe Fragrantica, că este un parfum care conține cumquat, iasomie, mentă și sevă verde. Când am auzit de cumquat și de sevă verde, m-au bătut.
ambele note pe mine m-au bătut, pentru că nu pot să le reperez cumva. Însă, Yasomiya și Menta fac toți banii garantat. Nu e un parfum care să persiste foarte mult. Persistă, din punctul meu de vedere, undeva la 2 ore, hai poate 3, cu siguranță trebuie reaplicat de 2 ori în cursul zilei dacă vrei să miroși a parfum de dimineața până seara. Dar este un parfum atât de suav și este un parfum atât de liniștit și e un parfum care îți transmite atât de multă răcoare, ca să zic așa, încât nu ai cum să nu îl vrei în colecția ta, mai ales în perioada asta în care e foarte cald și în care ai vrea să te dai cu ceva care să te răcorească și ai vrea să te dai cu ceva care să te transpună într-o grădină în care stai cu picioarele în iarbă și eventual e și dimineață și iarba este și plină de rouă. Înțelegeți ce vă zic? Exact asta este imaginea pe care eu o am când vorbesc despre parfumul acesta. Aș zice totodată, deși e un parfum unisex, că mai degrabă ar fi adresat femeilor și că s-ar simți mai bine pe o femeie decât pe un bărbat, cu o excepție. Dacă bărbatul acela este îmbrăcat din cap până în picioare în in, într-o pereche de pantaloni crem de in, alb de in și o cămașă așa super lejeră, prin care trece briza mării și se plimbă pe o plajă, mi se pare că ăsta e parfumul perfect. Mi se pare că din imaginea aia de bărbat care se plimbă pe plajă și e îmbrăcat super lejer și, nu știu, dimineața la răsărit, de ce nu și seara la apus, din imaginea aia doar parfumul acesta lipsește. Este absolut superb și dacă sunteți în căutarea unui parfum fresh pe care să îl împărțiți, de ce nu, cu iubitul, sunt convinsă că acesta este o alegere foarte faină. Și pentru el am să vă pun link în descriere și uite, dacă vreți să faceți acum o achiziție, folosiți și codul acesta de reducere pe 15 și 16 iunie exclusiv pe site-ul celor de la Best Value, pentru că 20% reducere în niciun caz nu strică. Și acum hai să trecem la cireașa de pe tort și la parfumul despre care eu nu știam că există. Efectiv, nu auzisem niciodată de casa asta de parfum și nu mirosisem niciodată vreun parfum de la ei. E un parfum de nișă, e un parfum care nu e chiar ieftin, nu e nici cel mai scump parfum de nișă care există, e un parfum pe care ai vrea să-l ai în colecția ta doar când te uiți la ambalaj. Eu, cel puțin, sunt cucerită de ambalaje și mie mi se pare că dacă îmi ambalez produsul exact așa cum trebuie, și asta mă face să îl cumpăr. Deși poate că sună superficial că spun treaba asta, dar credeți-mă că îmi plac lucrurile frumos ambalate. Hai să zic așa. Dar, înainte să vorbim despre parfum, hai să vorbim despre casa de parfumuri căreia îi aparține. Este vorba despre Atkinson's și wait for it că are o cutie superbă pe care o vom deschide imediat, dar vreau să vă zic în primul rând că acest Atkinson's London este o casă de parfumuri foarte veche. Așa cum menționează și ei aici, e o casă de parfumuri din anul sau care a apărut în anul 1799. Voi vă imaginați că acum câteva sute de ani exista un business care vindea parfumuri și exista un business care îi ajuta pe oameni să miroasă frumos? Mie mi se pare absolut genială treaba asta. Ce trebuie să știți este că cel mai vechi parfum din portofoliul lor datează din 1799, ce mi-ar plăcea să văd cum arată parfumul acela, iar cel mai nou din 2020. Și acum, ca să trecem la acesta, are și o siglă aici, cumva oglindă, foarte faină. Au investit foarte mult în sticlele astea de parfum și probabil că au făcut asta și pentru că e un brand de nișă, dar uitați-vă cât de bine arată. Parfumul acesta vine într-o cutie care în primul rând se deschide așa și aici sunt niște detalii foarte faine și în sine cutia este de o calitate foarte bună. Ei spun că este apă de parfum și că are sticla asta 100 de mililitri și când am ajuns aici nu avem decât să căutăm parfumul ascuns în această a doua cutie cumva, pentru că practic am deschis una deja și pe părți avem niște detalii legate despre parfumul acesta care este mint and tonic. Vă imaginați cum miroase? Este absolut superb. O să vă citesc câteva dintre detaliile de aici.
dacă sunt interesante, handcrafted packaging, ca să știți. Pun ei despre minte în tonic faptul că este unul dintre cele mai elegante, deși nu cred că aia zice chiar elegant unui parfum fresh, parfumuri care există în colecția casei Atkinson. Uitați-vă cât este consumat din el, să știți că mare parte din ce s-a consumat de aici a fost prin ochi. Parfumul ăsta chiar a fost prin ochi, s-a consumat de către mine. Pentru că de când îl avem am fost absolut obsedată de el. Îmi place sticla asta care arată așa ca o sticlă din aia de buzunar de alcool. Iar ce se întâmplă aici înăuntru este absolut superb. Este parfumul meu obsesie din luna iunie și suntem astăzi pe 13 iunie, iar când voi o să vedeți acest clip o să fie 15 iunie și cred că mă voi mai fi dat de două ori cu parfumul acesta pentru că e gorgeous și îmi stă mintea numai la el și Cristian de câte ori pleacă, atunci când se întoarce zice, iar te-ai dat cu parfumul ăla, nu? I-am zis chiar, te rog, hai să nu mai punem în toate cutiile astea pentru că îmi este greu să îl scot de fiecare dată și să mă dau cu el. Nu știu dacă v-am zis când a fost lansat parfumul acesta, a fost lansat în anul 2018 și o să vă citesc imediat notele de pe Fragrantica și vă povestesc și cum mi se pare mie. Avem așa, mentă, lime, grapefruit, ghimbir, musc, vetiver și cedar. Ziceți-mi voi dacă îi lipsește ceva acestui parfum. Da, știu, o să ziceți persistența, de acord. Dar până la urmă, dacă ne gândim la vară și ne gândim la persistența asta, nu e așa că nu ținem atât de mult cont de faptul că un parfum nu persistă 12 ore? Pentru că, să fim serioși, parfumurile dulci într-adevăr persistă. Și ok, să zicem că ar avea ceva dulce și ar persista 12 ore. Ai vrea să miroși dulce 12 ore când afară sunt 44 de grade? Nu cred. Și mai degrabă ai vrea să faci baie într-un parfum din ăsta care miroase a mentă, care miroase a lime, care miroase a, nu știu, lămâie, a grapefruit, a vetiver, a orice, astfel încât să te răcorească și astfel încât să îți răcorească cumva simțurile, pentru că din punctul meu de vedere chiar despre asta este vorba. Să ai senzația aceea că te-ai dat cu ceva răcoritor. Știți când mie mi se întâmplă chestia asta, când mă dau cu ceva răcoritor, când mă dau cu ceva fresh, când mă dau cu ceva pe bază de mentă, de lime, de ceva de genul ăsta, chiar simt că mă răcoresc și mi se pare absolut incredibil. Sincer, eu aș fi și mai înnebunită decât sunt deja cu parfumul acesta dacă pe pielea mea s-ar simți ceva mai mult decât se simte deja. Îi dau un 3 ore, 4 ore maxim și dacă m-ar ține măcar 6 ore, cred că aș fi absolut extaziată și cred că până în toamnă aș mai cumpăra două sticle pentru că, după cum vedeți, asta se duce cu viteza luminii. Mirosindu-l acum pe piele, singurul lucru care îmi vine în minte când vine vorba de el este faptul că sunt la un bar, undeva, într-o grădină, într-un aer liber, într-o pădure, pe malul unui lac, pe malul mării undeva și barmanul îmi pune în față o băutură citrică, cu multă mentă proaspătă deasupra și efectiv îmi vine un iz din băutura aia. Exact așa se simte parfumul ăsta. Și nu doar ăsta, ci toate trei aceste parfumuri sunt absolut perfecte pentru vremea asta și, după cum vedeți, astăzi am și un tricou în asentimentul a ceea ce povestim în acest clip. Sunt îmbrăcată în verde, am aici tangerin, un portocaliu care îmi inspiră citric și cred că e momentul perfect să povestim despre mentă, e momentul perfect să ne gândim la citrice și e momentul perfect să ne gândim la o limonadă cu multă mentă și mult lime. Doamne, ce poftă îmi este! Am să merg să fac una pentru că sunt prea pofticioasă și parfumurile astea mi-au făcut prea mare poftă de ceva cu mentă și lime și
Abia aștept. Acum, imediat ce termine acest clip, am să-l conving pe Cristian să facem o limonadă proaspătă și răcoritoare și fresh și să punem multă gheață. Pentru că am avut inspirație, nu-i așa? Gata, asta este tot ce voiam să vă zic. Sper din suflet că v-am adus una, două, trei măcar informații care vouă să vă fie de folos. Sper din suflet să vă fi plăcut acest clip. Nu uitați, vă rog, de un subscribe, un like, un share, un comentariu. Mai am un pending două clipuri cu parfumuri pentru că am idei și dacă am idei, de ce să nu le împărtășesc și cu voi? Mai cu seamă pentru că vouă vă plac astfel de clipuri și mai cu seamă că sunteți deschiși la a îmi auzi părerea legată de parfumuri. Vă rog să nu vă supărați dacă părerile voastre nu sunt în asentiment cu părerea mea. E normal să fim diferiți și e normal ca fiecare să simtă altceva și e normal ca un parfum să arate altfel, arate cu ghilimelele de rigoare pe pielea fiecăruia. Ideea este să împărtășim idei, să share-uim informații și să facem aici o comunitate mare, mare, mare și mai mare. Toată lumea deja știe că spun treaba asta. Uite așa, să ne facem mari, mari, mari și mai mari și nu-mi încap mâinile în cadru pentru că am camera foarte aproape. Dar vă mulțumesc că ați fost aici, vă mulțumesc din suflet pentru susținere, vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc. Nu uitați de codul de reducere acesta de aici pe care îl puteți folosi pe 15 și 16 iunie, asta desigur, dacă vreți un discount de 20% pe site-ul celor de la bestvalue.eu. Dacă nu, în continuare, dacă vreți să vă comandați ceva de la ei, veți găsi linkurile în descriere pentru că nu o să le șterg pe data de 16 și cu siguranță când eu sau Cristian o să mai avem vreun cod de reducere, am să vin aici să îl împărtășesc cu voi. Să știți că nu este un cod afiliat, noi nu primim nimic pentru faptul că împărtășim cu voi acest cod de reducere, este pur și simplu o reducere pe care voi o primiți pentru că cei de la Best Value au fost drăguți și ne-au zis: hei, nu vreți să dăm un cod de reducere comunității voastre? Bine, i-au zis lui Cristian, dar eu mă bag aici moț, hop, țop pe lângă el și vreau ca ceea ce primește comunitatea lui să împărtășesc și cu voi, pentru că sunt cu siguranță pe aici și iubitori de parfumuri și sunt și oameni care au niște parfumuri pe listă și vor să și le ia. Evident că reducerea nu e valabilă doar la parfumuri gen acestea trei despre care v-am vorbit eu acum, este valabilă la toate parfumurile pe care le regăsiți pe site-ul lor. Sper, dacă nu este așa, vă pun acolo în descriere o notă, că poate vorbesc prostii totuși, sper că nu, dar sper să vă bucure acest cod de reducere și sper să îl folosiți. De ce nu? Cred că și eu am să-l folosesc, doar că probabil nu pentru parfumuri, ci pentru cosmetice. Mă mai gândesc un pic pentru că și din alea am foarte multe. Mă bucur că am fost aici, mă bucur că ați fost și voi aici, vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez, am mai zis asta odată, over and out, că eu aș fi în stare să mai vorbesc încă 10 minute. Ne vedem data viitoare, pa!